Localnicii din Strehaia se luptă de 3 săptămâni cu mirosul insuportabil de gunoi. Din cauza datoriilor pe care primăria le are la firma de salubritate, reprezentanții acesteia au luat decizia să nu mai ridice gunoiul. Este vorba despre o datorie de aproape 800.000 de lei. Oamenii spun că este nedrept față de ei pentru că și-au plătit taxa de salubritate și nu înțeleg de ce sunt obligați să suporte această situație. Orașul Strehaia a devenit o adevărată ghienă de gunoi. La fiecare colț de stradă se pot observa pubelele pline ochi, saci de gunoi aruncați unul peste altul și câini care împrăștie resturile peste tot. Oamenii sunt revoltați și spun că și-au plătit taxa de salubritate. Pur și simplu nu înțeleg de ce gunoiul nu este ridicat, iar ei sunt obligați să suporte mirosul pestilențios. Sursa problemei se află chiar la primărie. Autoritățile locale nu au plătit datoriile către noua firmă de salubrizare, așa că reprezentanții acestei au luat decizia să nu mai ridice gunoiul. Datoria pe care primăria o are de achitat este de 800.000 de lei. De când am mai fost ridicat gunoiul de aici, din Strehaia? Nu, de două săptămâni. Și unde stați cu gunoiul? Cum stați cu gunoiul? Am tomberane în casă, în curte, cum să zic. Stați cu gunoiul în casă? Nu în casă, în curte. Și în curte, în tomberane. Nu miroase, nu e deranjant? Nu miroase, 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 uite că mă ia băiatul. Miroase, dar dacă nu ni-l ia? După câte am înțeles, primăria n-a plătit la Flora. Are vreo câteva miliarde. Și cum, stați cu gunoiul în curte? Nu, eu stau la bloc. Tomberoanele sunt pline. Mirosul insuportabil. Vă dați seama, dacă în tot orașul nu se ia... Practic trăiți într-o ghienă, cum ar veni. Asta e, să vă duceți prin centru, prin la blocuri, să vedeți cât sunt. Ce spun oamenii? Cum li se pare? Cum trăiesc în asemenea miros? Asta puteți să întrebați pe domn primar Giura. Ăla și ăsta. Și uitați acolo, unii le-am dat foc. Le-am dat în partea aia încolo. Dar oricum, și acolo a rămas mizerie. Trebuie luată și aia și dusă undeva. Dar unde se duce? Ați plătit gunoiul până Absolut, acum? Absolut, toată lumea a plătit tot. Dar nimic? Nimic. Și nu suntem noi. Și că tot orașul. Cine e de vină? Primarul. Mă gândesc. Deci lumea a plătit. Unde sunt banii? Plătim când e... La plată, lunar. Și deși l-ați plătit, nu s-a ridicat până acum. Da, am auzit că sunt probleme la primărie, că ce știu eu, nu cunosc. Păi da, ce să facem? Am plătit. Unii dintre noi s-au fost și la primărie, au vorbit... Nu sunt de parte de degeaba. Da. Ce crezi că se va întâmpla? Așteptăm să vedem. Cât ați plătit pentru gunoi? Păi 10 lei de persoană. 10 lei de persoană. Câte persoane sunt în familie. Dar serviciile aparent nu sunt. Pentru ce ați plătit, nu este nimic. Pentru ce am plătit, să vede că nu s-a luat nimic. Am încercat să luăm legătura cu primarul localității Strehaia, Ioan Giura, însă și de această dată edilul a rămas ascuns în primărie și a refuzat dialogul. Cu domnul primar avem treabă dacă... Ce televizor este? Sărasat. Stați un pic. Așteptați un moment. Sigur, așteptam. Îmi pare foarte rău. Eu am fost în oraș și domnul primar nu mai este. I-am văzut mașina afară. Mașina este, da. Mulțumim frumos! După cum puteți observa, coșurile de gunoi din fața primăriei sunt goale, iar la nici 500 de metri de aceasta stau maldărele de gunoaie. După cum putem observa, primarul localității Strehaia păstrează curățenia doar la el în curte. Firma de salubritate a dat în judecată primăria Strehaia pentru a-și recupera datoria. O parte a consilierilor locali aduc acuzații reprezentanților primăriei, despre care spun că au găsit o soluție pentru a scăpa de propriul gunoi și nu-i mai interesează de oameni. Situația persistă. Din cauza primarului s-au astrâns facturi în valoare de aproape 800.000 de lei neplătite către operator. În situația în care cetățenii, într-adevăr, nu un procent foarte mare, dar un procent de 40-50% cetățenii și-au achitat serviciile, taxa de salubrizare. Unii dintre ei chiar în avans pe tot anul 2022. Flora Sercom a acționat, Consiliul Local UAT Strehaia a acționat în judecată. Ne judecăm, vedem ce va decide instanța. Până atunci situația este incertă. Gunoiul nu cred că se va ridica. Este o situație foarte neplăcută pentru locuitorii orașului Strehaia, având în vedere și temperaturile ridicate de afară. Ce se va întâmpla pe mai departe la Strehaia nu se știe exact. Cert este că gunoaiele se tot adună în timp ce temperaturile cresc. În aceste condiții, mirosul va fi din ce în ce mai greu de suportat, iar localnicii vor avea de suferit, deși sunt cu taxele plătite la zi.